Salutare, numele meu este Ștefan și bine v-am regăsit la încă un videoclip interesant. Am să vă prezint cât se poate de pe scurt noul Panasonic S5 Mark II. Acest nou mirrorless full frame este unul de nouă generație care vine să aducă un sistem de focus nou, imagine de calitate mai bună și se vrea a fi o cameră de tip hibrid pentru fotografi și videografi care își doresc un combo 2 în 1 care să facă față celor mai moderne situații. Înainte de a intra în prezentare, vă încurajez să vă abonați cu sau fără clopoțel la acest canal și să dați un like pentru acest video pentru că ajută algoritmul. În continuare, am să vă spun pe scurt despre S5 Mark II, că este un mirrorless full frame de 24 de megapixeli, care are un senzor CMOS de nouă generație, are sub capotă un procesor de imagine Venus Engine de cea mai nouă generație. Stabilizarea acestui senzor de 24 de megapixeli este realizată pe 5 axe cu un nou sistem dual IS Mark II care ar compensa 6,5 stopuri. Partea de autofocus este cu totul nouă din ce am înțeles. Am și pus înainte să înregistrez acest video un Ninja Atomos 5 pentru a face un test de focus, o să-l vedeți mai încolo. Acest sistem de focus vine cu 225 de puncte. Pe lângă asta, camera vine cu un ecran articulat care are 1,8 milioane de pixeli. Vizorul electronic are și el 2,3 milioane de pixeli. Rafala continuă este de 7 cadre pe secundă, iar interesant este faptul că această cameră poate înregistra 4K la 60 de frame-uri, chiar și 6K la 25 de frame-uri. Vine cu un USB 3.2, are un port HDMI full size și wireless integrat. Are un acumulator care ar oferi 440 de cadre autonomie și o greutate a body-ului de 714 grame. Această cameră înregistrează pe un slot dual SD UHS 2. Cam asta ar fi specificațiile pe scurt. Când vine vorba de construcție, Panasonic S5 Mark II se întrece pe sine și rămâne în linia camerelor S1 și S5 Mark I. Vine cu un body realizat din magneziu, o montură metalică desigur, un corp rigid, o asamblare absolut excelentă. Îmi place cum se simte mână ca și rigiditate acest body. Până și articulația ecranului este una solidă, se simte în manevrare. Acest mirrorless full frame poate fi folosit fără nicio problemă să fotografiați în ploaie sau într-o furtună de praf. Tot ce aș recomanda pentru obiective, cel puțin să folosiți o husă sau ceva similar pentru protecție. Pe partea de ergonomie și butoane, aș putea să zic că acest body de S5 Mark II este unul destul de mic, având nevoie de un grip pentru a-l putea ține în mână absolut confortabil, dar totuși pentru cei care au mâini mici, gripul care este destul de generos poate fi ținut destul de bine în mână. Totuși pentru mine care am mâini medii, scapă degetul cel mic. Pe partea de ergonomie a butoanelor pot să spun că acestea sunt la îndemână, fiind un body mic, ajungi cu degetul din spate sau cu degetul din față destul de bine. Îmi place faptul că există white balance ISO și compensare sarea expunerii aproape una de alta, aproape de shutter. Butonul de record este în mijloc, rotița și butonul de on-off este la îndemână. Exact ca și la Sony A9 II, partea de rafale se află aici, într-o rotiță secundară aflată în partea stângă. Este un body mic care poate fi îmbunătățit ergonomic cu un grip și pot să spun că este destul de plăcut de ținut în mână. Pe partea de conectivitate, Panasonic a dotat acest S5 Mark II cu un slot jack pentru monitor căștilor și un slot pentru microfon, iar în partea de jos se mai găsește un port HDMI full și un USB-C care permite alimentarea în timp ce înregistrați, dacă aveți nevoie. O să atașez obiectivul și am să vă arăt și partea de meniuri cu câteva opțiuni interesante. Am să pornesc camera, aceasta pornește în cam 3 secunde, destul de slow, dar fiind firmware-ul 1.0 mai există foarte mult loc de îmbunătățire. Intrând în meniu am descoperit câteva opțiuni interesante pe care am să vi le prezint și vouă. Structurarea acestui meniu este destul de interesantă, este pe taburi și subtaburi, totul este ușor de găsit. Totuși, cu condiția să citiți puțin manualul sau să mai fi avut un Panasonic în mână, vă veți descurca mai mult decât admirabil. În primul tab, la Image Quality, se găsesc rezoluțiile la care puteți înregistra, 24, 12, 6 megapixeli. O să dau un scroll rapid în jos ca să vedem ce găsim. Pe partea de autofocus, găsim Human pentru detecția
detecția oamenilor, detecția feței și a ochiului și detecția animalelor și a oamenilor în același timp. Nu există mod pentru detecția animalelor și atât, dar nu este absolut nicio problemă. Sub asta găsim o opțiune de set pentru profilele autofocusului. Există set 1, set 2. Aceste profile, seturi sunt preconfigurate. Astfel, printre opțiuni găsim sensibilitatea, care se poate regla de la responsive la lock tone. Găsim switching sensitivity, găsim moving subject prediction. Dacă le configurați după bunul plac, veți obține o performanță de focus mai mult decât interesantă și performantă în același timp. Există și un focus limiter, focus peaking. Aici sunt opțiunile de blitz. Există opțiuni de bracketing, silent mode. Există și o opțiune în meniu de timelapse sau stop motion animation pentru cei care fac așa ceva. Self-timer, desigur. Există photo style-uri. Acum ne ducem pe partea de video să vedem ce opțiuni avem. Există dual native ISO setting. Puteți opta pentru low și pentru high. Eu am lăsat pe auto. Format de înregistrare este MOV sau MP4. Înregistrare de pe aria senzorului APS-C sau full, pixel by pixel. Dacă dau pe full, am opțiuni de 4K la 50 de frame-uri și multe altele, full HD și alte opțiuni. Există opțiuni de time code. La fel, pe focus, la detecție, găsim human, face eye și animal plus human. Pare să nu existe absolut diferențe colosale între modurile de detecție, modul foto și modul video. Avem și opțiuni pentru sunet. Acum o să ne ducem în opțiunile generale ale camerei. Găsim focus, shutter, priority și multe altele. Este un meniu interesant, plăcut structurat. Fontul alb, galben și cu negru îl face ușor de văzut în diverse condiții. Sunt multe de arătat în meniu, dar n-am să vă plictisesc în acest moment cu acest lucru. O să mă mut totuși la partea de autonomie. Pot să spun că am înregistrat cu acest S5 Mark II un test de încălzire pe partea de video, iar acolo am observat cel mai bine autonomia pe partea de video, care ar fi de aproape 3 înregistrări de 30 de minute în modul 6K, iar pe partea de foto am reușit să obțin cu scurte rafale și alte lucruri, undeva vreo 600-700 de cadre. Experiența mea cam asta a fost, dar la voi s-ar putea să varieze puțin, însă este o autonomie decentă pentru un acumulator care nu este tocmai grozav de mare. Acest acumulator are 2200 de mAh la 7,2V, acesta se încarcă în cam o oră, o oră și 10 minute, dacă nu mă înșel. Partea de autofocus este o îmbunătățire majoră la această cameră. Nu are foarte multe puncte de focus, 225 selectabile, dar se comportă absolut excelent și exponențial mai bine față de Panasonic S5. Chiar se vede îmbunătățirea și pot să felicit echipa de ingineri de la Panasonic pentru această realizare. În minutele următoare am să vă arăt și un video preluat cu Atomos-ul din această cameră, ca să vedeți cum se comportă și cum face switching această cameră când vine vorba de subiectele aflate în fața opticii.
calitatea imaginii o să mă mut în fața monitorului să vă arăt câteva cadre, să le urmăriți în continuare pentru a vă face singuri o părere despre acest S5 Mark II. Iată, ne ajung și în fața calculatorului. Am făcut aproximativ 1350 de cadre cu Panasonic S5 Mark II alături de 35-85 mm. Am să încep să vă arăt niște cadre realizate cu camera la ISO 51200. Am făcut un mic test de ISO noaptea, am pus o sticlă de apă pe transversalele mașinii. La 51200 există ceva detaliu, dar zgomotul este prezent peste tot, am tras la F2. Dacă mutăm la 25600, imaginile tind să arate o idee mai curate, poate chiar utilizabile cu un noise reduction puțin mai agresiv. La 12800 imaginile arată chiar mai bine și aș putea spune că chiar și fără noise reduction ar putea fi utilizabile. Mai depinde și de perspectiva voastră și de ce camere ați mai avut până acum. Personal, puțin grain mi se pare că adaugă o idee de personalitate imaginilor sau secvențelor. Totuși, pentru că asta să fie valabil, trebuie să aveți o schemă de iluminare câtuși de cât calitativă. La ISO 3200 imaginea arată absolut foarte bine la 100%. Aici a fost puțin mișcată, am repetat una și arată o idee mai bine. La ISO 1600 am avut un timp de expunere de 1:40, un F2, și cu 85 mm am putut testa de la această valoare în jos și stabilizarea de imagine a acestei camere. La ISO 800 până și zgomotul de imagine din bokeh lipsește, randarea este foarte bună, având în vedere că este o iluminare de parcare, nu pot să zic că este un cadru prea artistic, dar nici n-am vrut acest lucru. Am tras și la ISO 400 la 1:10 cu F2 și se pare că stabilizarea cu puțin exercițiu de respirație își face treaba cât se poate de bine. Am tras câteva rafale cu shutter-ul electronic, în timp ce modelul mânuia un fular. Se poate vedea că imaginile sunt cât se poate de clare, mai ales partea de prim plan a fularului, chiar și capătul care a apărut în prim plan datorită flexibilității acestuia. Imaginile arată chiar bine pe rafală, majoritatea sunt în focus, n-aș ști să zic exact un procent, dar acesta pare să fie peste 90% de cadre în focus. Culorile sunt echilibrate cu pe profilul standard. Sharpness-ul este foarte bun pentru niște obiective de bază, cum sunt 35 și acest 85 mm. Contrastul este și el bun. Calitatea imaginii mi se pare mult peste Panasonic S5. Aș putea spune cam cu 35-50% peste. Totuși este greu să-ți dai seama pentru că nu am putut să testez în aceleași condiții ambele camere, dar în mod clar Panasonic S5 Mark II livrează o calitate mai bună, imagini mai plăcute cromatic. Obiectivul 35-85 mm au un caracter interesant, livrează bokeh plăcut și pot fi un combo de început absolut excelent pentru cei care vor să se apuce de fotografie cât și de videografie. Aparatul reușește să mențină subiectul în focus, chiar dacă părul este mutat de colo-colo de vânt. Am ajuns pe un lac să pozez și câteva rafale. Am fost să le dau de mâncare și am profitat de această ocazie să trag și câteva rafale, să vedem cum se comportă camera. Cu un obiectiv suficient de tele, cum ar fi un 70-200, ai putea scoate cadre de wildlife sau de sport absolut excelente cu această cameră. Iată și o rață fotografiată la 85 mm, ISO 400, 1:800, imaginea arată bine, este needitată direct din cameră. După cum se poate observa, sunt cadre JPEG. Am tras câteva rafale pentru a urmări rațele patinând pe lac. O să găsesc o serie imediat. Am tras și câțiva porumbei, am găsit și o rață patinând. Ce să mai am, să vă las aceste cadre în galeria care urmează imediat mai încolo. Cam acesta ar fi materialul cu S5 Mark II. Sper că v-a plăcut. Lăsați și voi un like, să vă abonați cu sau fără clopoțel.
Am să vă las linkul de precomandă pentru Panasonic S5 în comentarii. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Numele meu este Ștefan și ne revedem în curând la încă un video.